cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Întrebam cum să începe emisiunea și mi s-a spus simplu, citând dintr-un film celebru. Bună, sunt eu, Lăscărică. Mai departe vă las pe dumneavoastră să vedeți cum era continuarea. Vizionați filme românești comuniste. Așa. Astăzi, la cafeaua de dimineață, având în față mesagerul de neamț cu numărul 545, mi-a venit ideea să facem o incursiune în... Era incursiune în viitor, parcă nu în trecut, spre viitor, nu mai știu, Eric von Däniken, nu mai țin de cum se cheamă. Invitat ca de obicei, joia, domnul dr. Liviu Harbuz, bună dimineața! Adică eu sunt Don Semaca, nu? De trage, Don Semaca! Hai, deci, bună dimineața, mulțumesc! Nu știu care dintre noi e Semaca, care e Lăscărică. Adică este pe poziția dumneavoastră, îl jucați azi pe Jean Constantin și eu pe Sergiu Nicolaescu. Adică. N-am nicio problemă, numai că dacă l-am tăie nasul, am o problemă mare după aceea. Era, știți că îi tăia nasul într-unul din filmele alea cu comisari. Fix în acel film. Da. Am în față mesagerul și, inspirat de titlul de pe prima pagină, apropo de o companie fondată în 1973 în Săvinești, Piatra Neamț, adică Rifilu, noi am făcut un fel de proiecție în trecut cu privire spre viitor, apropo de Rifil. La vremea aceea fiind singura companie cu capital mic din România. Și nu știu câte erau în blocul comunist. Nu știu câte erau în blocul comunist. Mi se face un semn de acolo, dar bineînțeles că eu am luminile în față și... A venit domnul Cosma, istoricul. Exact. Deci din Europa, zice domnul da, Cosma. Din Europa. Europa deci, de pornind de la acest titlu, mă gândeam, domne, Piatra Neamț în 1989-90 era la un anumit nivel. Putem discuta ce era, ce însemna Piatra Neamț atunci. Acum suntem la un alt nivel. Nivelul adică de acum, nivelul mării. Nivelul de acum poate fi comparat cu nivelul de atunci. Ce oportunități a prins municipiul Piatra Neamț și ce șanse a ratat din 1990 până astăzi. Cred că este o temă de discuție, nu pentru o emisiune, ci pentru un șir de emisiuni. Sunteți de acord cu mine? Da, sunt de acord, dar trebuie să judecăm faptele în momente istorice diferite, în conjuncturi economice diferite, ba chiar în regimuri diferite, pentru că vorbim de un cu totul alt regim. Ne-am asumat, industria în județul Neamț a evoluat așa cum a evoluat industria în toată țara, pentru că nu doar județul Neamț a fost victima dezindustrializării, adică toate județele au suferit, întreaga economie românească. Cu timpul noi am înțeles atunci când, în urmă cu 31 de ani, cineva ne spunea, un ministru, un prim-ministru ne spunea că e un morman de fier vechi industria românească. La momentul acela, poate că unii am crezut sau n-am crezut alții. Ideea este că deciziile care s-au luat au demonstrat în timp că, de fapt, trebuia eliminată o competiție în piața europeană, trebuiau închise unități care intrau în competiție cu unități din țările. Așa prost tehnologizate cum erau o parte dintre ele. Da, dar ele puteau fi, pentru că dacă ne uităm astăzi, în peste tot și vin și bani europeni pentru retehnologizarea industriilor și nu numai. Chiar astăzi se vorbește foarte apăsat despre investiții în tot ceea ce înseamnă utilaje noi, în retehnologizare, în digitalizare. Dacă lucrurile astea s-ar fi întâmplat atunci, probabil că industria ar fi rămas competitivă și mai era un mare avantaj atunci. Aveam profesioniști, că tot vorbeați de domnul Momanu.
care a demonstrat că poate face un management la nivelul țărilor din vest într-o țară din est. Și să nu uităm că mulți l-au acuzat pe domnul Momanu doar pentru că a performat într-o perioadă, într-un era comunistă, ca fiind comunist. Nu știu dacă dânsul e afectat. Dacă e da. Domnul comunist, da. Nu, eu consider că e în primul rând și a fost întotdeauna un profesionist. Bun. Ce însemna Piatra Neamț în anul de grație 1990? Eu recunosc că atunci m-am stabilit în Piatra Neamț. 90. Și pentru mine Piatra Neamț însemna un oraș viu. Oraș viu. Un oraș viu, eu pot să vă spun, înainte de 1983, când eu am plecat în București, pe mine m-a prins Revoluția în București. Eu pot să zic că m-am restabilit în Piatra Neamț în urmă cu un an de zile. Cam asta e vechimea mea. Desigur, pasager și în vacanțe, concedii, am tot venit la Piatra Neamț. Păi, înainte reperele erau așa, industria, vorbim de combinat, vorbim de Săvinești, vorbim de combinatul de la Rozlov, de Azotoase. La nivel de industrie vorbim de cele două fabrici de hârtie care erau, reprezentau peste 35% din piața de hârtie a României, Comuna din Paris și Reconstrucția. Bine, acum ele tot au fost redenumite. Atunci era o secție Carton Transformator s-a chema, care exporta în Elveția. Acest carton transformator care era de fapt echivalentul aurului astăzi în microchipuri. La vremea aceea cartonul transformator era fabricat doar în câteva țări și exportat în Elveția, unde se făceau acele conductoare. Industrie, păi gândiți-vă la vremea aceea ce însemna industria lemnului, oficial vorbind, oficial. Nu cu, ea a rămas și s-a dezvoltat, dar într-o altă formulă, într-o formulă în care doar câțiva câștigă și nu întotdeauna cinstit, de frișările care au distrus practic mare parte din acest patrimoniu verde pe care îl are județul și numai județul, s-a întâmplat în toată țara. La vremea se făcea, deși unii n-ar crede, și turism ecumenic, pentru că lumea venea la mănăstiri și în perioada comunistă. Turismul era, păstrând proporțiile, mult mai dezvoltat decât este astăzi. Desigur, industrializarea, urbanizarea, au fost elemente care, industrializarea, vorbim din anii 50-60, ulterior i-au luat un avânt extraordinar în anii 70-80. După 89 am început ușor-ușor să falimentăm cam tot ce avem. Iar vocile celor cum ar fi domnul Momanu nu au fost ascultate, ba chiar unii au considerat că nu mai au nevoie de profesioniști și astfel orașul dintr-un oraș industrial, pentru că la nivel de populație de 118.000 de locuitori cât avea la vremea aceea Piatra Neamțu, fiind oraș industrial, astăzi suntem undeva la 85.000. Eu vă spun din cifrele oficiale după aia putem comenta că nu sunt nici 70.000. Păi nu, da, acum se termină recensământul. Știu. Se pierd cam 10.000 de oameni. Mi-a zis să ne întoarcem în momente istorice. Exact. Okay. Eu vă spun ce se întâmpla atunci. De fapt, ce se întâmpla atunci, iar 85.000 este rezultatul de la recensământul din 2011, dacă nu greșesc, a fost ultimul recensământ, da. Adică acum 11 ani. Un oraș pe o suprafață de 75 de kilometri pătrați, cu o populație de, repet, aproape 200.000 în 1989, în sus sau în jos 10.000, nici nu mai contează, dar intră în categoria orașelor de 100.000 de locuitori, orașii cu o dezvoltare demografică și cu suprafețe medii, deci noi suntem un oraș mediu. Și asta vă spun pentru că la nivel european reperele și astăzi sunt la fel. Oraș de 100.000 de locuitori, oraș de începe de la 20.000, de la 80.000, 100.000, iar peste 100.000 încep orașele mari.
Dacă ne raportăm la alte județe din România, noi am avut mereu așa un trend descendent și economic și social. Ulterior, în momentul în care noi am intrat în Uniunea Europeană, în 2007, au început, desigur, oamenii, în baza legislației europene, să migreze pentru că există libertatea de mișcare și accesul nelimitat, libertatea de a munci. Așa au apărut și, mie nu-mi place să le spun, căpșunarii, pentru că poate unii au început ca și căpșunari, dar avem mulți oameni care au emigrat, care au făcut business-uri competitive acolo. Avem chiar comuniști, cum le ziceam noi, adică generația noastră și generația 70-80 de ani astăzi, care au performat acolo și au performat în baza cunoștințelor și a profesionalismului dobândit în țară. Avem, desigur, ulterior au început să, prin echivalarea diplomelor, au început să plece medicii, au început să plece reprezentanții multor forme profesionale. Astăzi, probabil că vorbim, de exemplu, la Piatra Neamț, despre o populație sub 70.000 de locuitori. O să ne spun acum recensământul. 70 și un pic. Da, în jur de 70.000. Deci, un oraș, de la orașe medii, noi ne ducem încet, încet către orașe mici, deși în toată Europa și în toată lumea, fenomenul de urbanizare este foarte agresiv. Pentru asta și Uniunea Europeană are foarte mulți bani, apropo de dezvoltare administrativă, pentru zonele metropolitane, pentru că așa se urbanizează, plecând spre oraș, spre zona metropolitană, dar noi avem o zonă metropolitană, încă cu WC-uri în curte, noi avem zonă metropolitană, dar nu avem transport. Noi nu avem zonă metropolitană. Dar noi nu avem zona metropolitană. Noi nu avem zona metropolitană. Culmea nu a putut fi constituită din punct de vedere instituțional pentru că un primar, la un moment dat, din zona metropolitană a zis stop joc, eu nu vreau să fiu în zona metropolitană. Deși este, nu vreau să dau nume, comună limitrofă orașului Piatra Neamț. Chiar prima comună spre Bacău. Spre Bacău, da. Păi da, de ce ar vrea ei să fie? Că își pierd niște lucruri. Păi da, n-au încotro. Este foarte adevărat că în momentul în care intri în zona metropolitană apar și efectele adiacente, adică încep să crească taxele, impozitele. Ele par dezavantaje. Dar ce n-am înțeles noi, românii, și s-a văzut acum reacția la acest referendum, noi n-am înțeles că, de fapt, acest referendum, recensământ, este obligatoriu în condițiile în care alocările bugetare de către Comisia Europeană se fac în funcție de suprafață, în funcție de numărul de locuitori, în funcție de zonele, așa cum spuneam. Haideți să vă spun o glumă. Vă rog. Păi tot e o glumă ce vorbim deci, aici. Să vă spun o glumă. O glumă serioasă și reală. Acum câteva zile am întrebat cum se stă cu recensământul în Neamț. Și zice, nesperat de bine a crescut în ultimele zile. Da, e adevărat. Zic, dar care-i șmecheria? Care a fost imboldul? Păi ce cineva deștept din guvern le-a transmis primarilor printr-o circulare că nu vor primi bani pe proiecte și alte chestii. Astea sunt nimicuri. Au nu știu ce șmecherie financiară undeva, că dacă nu te încadrezi ca număr de populație, nu vor primi bani personali, se schimbă grile de salarizare și absolut, alte lucruri. Absolut. Nu banii europeni interesau mai mult. Păi aici vreau să vă spun care este importanța acestui recensământ și vă întrebați de ce a crescut. Eu am fost șocat. Noi am în primărie, primarul a luat decizia să facem un centru pentru recenzii și în primărie. M-am și speriat în prima zi, am crezut că au venit toți să ne felicite că le-am dat drumul la apă. De la blocul de 3. Și sunt foarte mulți, chiar și persoane asistate social sau de altă etnie, care au venit la recenzii. Am avut un răspuns incredibil la acest centru de recenzare din primărie. Dacă mi-ați fi spus că și eu glumeam, aș fi zis, hai mă, lăsați-mă, că dacă deschidem în primărie o să vină ei mai mulți decât s-au dus în la vaccinare. La vaccinare, da.
Cred că oamenii au înțeles și nu numai primarii. Să știți că au înțeles și foarte mulți cetățeni. Vă dau un exemplu. Vă rog. Apropo de Piatra Neamț. Într-o zonă locuită de romi, nu s-au recenzat. Cineva s-a dus și a discutat cu șeful lor neoficial de acolo. Nu, neoficial vă spun eu că m-am ocupat eu de zona aia și am găsit o persoană foarte abilă și îi mulțumesc, nu știu dacă se uită la emisiune, care a reușit în 3 zile să recenzeze tot. Da, dar știți care a fost imboldul? Șeful nedeclarat al celor de acolo a zis așa, zice, dom'le, zice, cum să ne recenzăm dacă ăștia de la urban au venit și au tuns iarba până la noi și de la noi încolo nu. A doua zi s-a tuns iarba acolo și s-au recenzat tot. Astea sunt legende urbane. Nu sunt legende urbane. Adică așa au răspuns ei la recenză, da. Că le-a tuns iarba. Da, nu la recenză, la cel care s-a dus să-i întrebe. Întrebați poliția locală. Da. Știu că am lucrat și cu poliția locală și cu persoane respective. Dar nu, așa se întâmplă. Trebuie să știi. Vă explic eu, ați văzut o fișă de recenzie, ați văzut care sunt întrebările. Ei s-au autorecenzat în direct. Și eu la fel. În direct, online. În emisiune. A, în emisiune? În emisiune. Ați făcut și declarații de avere? Da, acolo nu e declarația de avere. Ei. Acolo nu este declarație de avere, din păcate. Aici venim. Deci întrebările aia au speriat. Ei au crezut că o să le crească impozitele, că o să le taie din ajutorul social. Oamenii n-au înțeles cât de importante sunt datele statistice. Iar România suferă de peste 30 de ani, deci din perioada comunistă, când aveam un institut de statistică, l-avem și azi, dar nefuncțional. Doar că astăzi avem un institut de statistică european și Eurostatul, te obligă pur și simplu pentru că îți condiționează, așa cum spuneam, investiții, alocări în baza acestor raportări la suprafață, număr de persoane. Aș mai vrea să vă spun că am fost șocat de nivelul de înțelegere a oamenilor. În momentul în care le-ai explicat și le-ai argumentat, nu au avut nicio problemă. Le-am spus că nu e niciun pericol, dimpotrivă. Dacă nu se recenzează, sunt în pericol să nu mai aibă acele avantaje, pentru că să nu uităm că avem da, Minitehnicus. Să de telefon, nu da, nicio problemă. Da, puteți să-i scoateți bateria. Au înțeles că e în pericol ajutorul social sau este în pericol, sunt în pericol chiar alocările privind aceste programe pentru minorități, pentru că, hai să fim serioși, am avut și avem foarte mulți bani pe zona de minorități, pe incluziunea socială, pe combaterea abandonului școlar. Deci minoritatea romă a beneficiat și beneficiază în continuare de fonduri spectaculoase. Apropo de statistică, dacă ar fi să mă recenzez numai din cauza că statistica este importantă, vă dau cuvântul meu de onoare că nu m-aș recenza. Da, pentru ce v-aș recenza? Știți de ce? Știți de ce? Pentru că statistic eu știu că românii trăiesc foarte bine în ziua de astăzi. Dacă mă uit în toate statisticile, stăm foarte, foarte bine. Nu există o statistică. Deci eu repet, ani de zile, în diverse poziții pe care le-am avut de demnitar, am lucrat cu INSEO, Institutul Național de Statistică. Și mi-am dat seama, mai ales că noi aveam raportarea număr de animale pe cap de locuitor în domeniul în care am lucrat. Pot să vă spun că datele de la INSEO, și o spun cu toată răspunderea, de multe ori erau false. False nu pentru că ar fi neapărat INSEU, dar prin modul în care se raportau. În paralel, cei de la Eurostat, Institutul de Statistică European, aveau date mai exacte și mai aproape de adevăr despre România decât avea România. Încet, încet, vă dați seama că ei au avut acces la bazele de date, au venit și ne-au fotografiat și terenul, și vacile, și industrie și tot. Astăzi, Bruxelles știe mai multe despre noi decât știm noi despre noi. Iar această statistică, apropo de recenzie... Sigur decât știm noi despre ei. Ar fi bine să știm noi mai multe despre noi. Ar fi important. Această statistică va sta și la baza unei reforme foarte importante pentru România, pe care eu mă doresc de cel puțin 10 ani,
Și a fost, cum să zic, așa, un obiectiv pentru care eu am aderat la diverse formațiuni politice. Am crezut că se vor implica și vor face, nu va fi doar la... Exact, nu regionalizare. Mă refer la reforma administrativă. A, reforma administrativă. Care pentru că regionalizarea o avem pe regiuni de dezvoltare, pentru că ce ne-am înțeles și atunci, lumea spunea, mamă, o să se rupă Transilvania, se duce... Nu. Se rupe pe cale naturală, da. Nu trebuie să forțeze nimeni. Și o rupem pentru că, uite... Nu-i dăm atenție. Asta e un bun exemplu. Păi dacă noi dăm Transilvania, cui dăm Moldovei? Moldova, care ca regiune de dezvoltare, știți că regiunea nord-est este cea mai săracă regiune din Europa. Cea mai slab dezvoltată. Locuim aici, știm. Nu știu, dar poate mă corectează domnul Cosma că dânsul e cu statistică. Nu. Lăsați. Haideți ca să nu... Suntem în emisiune, nu facem dialog în redacție. Chiar vă rog. Da. Deci... Este zonă săracă și pentru noi chiar statistica înseamnă foarte mult. Bun. Acum revenind la începutul emisiunii. Știți cum? Ce am avut și ce am pierdut, ce n-am avut și am câștigat. Deci ați spus de două fabrici de hârtie. În momentul ăsta în România... Bine, fabrica de ciment, deci, care e una din puținele industrii care mai funcționează. Deci, în momentul acesta, în România, nu se mai fabrică hârtie. Nu știu, dar poate așa, din astea mici. Păi importăm la niște prețuri fabuloase. Nu mai este hârtie de ziar, de exemplu. Terenurile pe care au fost cele două fabrici, unul, acum pe unul se mai face ceva, se mai mișcă ceva imobiliar, pe celălalt este un mare pustiu și un mare de iarbă pe acolo. E un teren care ar fi permis dezvoltarea municipiului pe o zonă interesantă acolo. Am avut platformă industrială vie la zona aceasta unde este fostul IVV, Mecanica Ceahlău și altele. Și acum acolo sunt... Nu mai vorbim despre Mecanica Ceahlău, care avea export 92% din producție, adică la vremea aceea. Acum, acolo există societăți. Unele chiar merg foarte bine. Da, dar pe componentă. Da, dar toți cu care te duci și stai de vorbă acolo spune, domnule, suntem izolați total aici. Este foarte greu pentru noi să rămânem în locațiile astea, să producem și să transportăm marfa. Și au dreptate. Este foarte greu. Da, este o prioritate, apropo, de realizarea infrastructurii rutiere pentru acces la aceste locații. Aduceți-vă aminte, un simplu exemplu este sensul giratoriu care a fost solicitat de 5 companii, unde e ADF-ul, și care e în fața casei lui Carabela, de toată lumea a scris sensul făcut pentru domnul primar Carabela, adică noaptea minții. Dar încă mai stă acolo? Da, de ce? Vedeam că s-a mutat. Unde să se mute? Nu știu, în general primarii... Știți că primarii nu primesc locuințe de serviciu. Nu? Nu, doar primii miniștri și excepțional și de regulă președinții României. Iar noi nu avem Vila Lac. Păcat. Păcat, în schimb avem caiace. Avem caiace. Apropo de istorie... De fapt, caiace. Acolo a fost păi nu întâmplător, am spus. Și există baza sportivă care producea campioni olimpici. A produs campioni mondial, olimpici, da, nu mai spun național, da, balcanici, da. Europeni. Acum e bine că s-a dezvoltat și turistic pe un anumit segment. Bine că nu e în paragină. Dar avem multe astfel de situații. Avem situații mult mai grave în care am avut. Mulți și-au însușit, că încep să fiu comunist, tot ce au construit părinții noștri, bunicii noștri. Adică chiar eu cred în chestia asta. Păi vă dați seama, pensionarii care au lucrat la Săvinești, da? În condiții grele, grupa 2 de muncă, au niște pensii cu care nu pot nici măcar pensii de subzistență. Și
Cum gândesc ei astăzi când știu câte eforturi au depus și cum au construit ei industrii, orașe, chiar țara asta? Când spuneai Piatra Neamț în 1990... Spuneai și Teatrul Tineretului. Spuneai Teatrul Tineretului, te refereai la platforma din Săvinești, că se vorbea ca fiind de la Piatra Neamț. Nu se spunea că, știți, platforma să... Platforma era la Piatra Neamț, chiar dacă era în Săvinești, da? Ce mai spuneai când spuneai Piatra Neamț? Pieticica, da? Pieticica, Hogaș, da? Aveam gândit că mergem acum la licee. Petru Rareș, care era liceul cu cei mai mulți olimpici. Aveam cei mai mulți olimpici naționali la matematică. Adică erau o groază de repere. Astăzi, ce spui când, despre ce vorbim când vorbim despre Piatra Neamț? Te duci despre Piatra Neamț? Despre corupție, despre primul atentat cu bombă. Despre telegondolă. Despre telegondolă. Care aduce aer curat de pe Cozlan. Și datorii la primărie. Mari. Și găuri. Bun, și atunci, spunem așa, anul de grație 1990, 89-90 atunci, imediat după, au fost băieți deștepți care și-au făcut planuri cum să profite de noua situație, ceea ce e normal, întreprinzătorii. Credeți-mă că am ajuns la concluzia analizându-i că nu au fost băieții ăștia deștepți, nu au făcut niște planuri. Băieții ăștia deștepți s-au trezit într-o mare de proști, ca să fiu mai exact, și au profitat de, așa cum spuneam, momente din istoria orașului. Au profitat, eu vorbesc atunci în 92. Dar nu au fost după... planificate, pentru că dacă am fi vorbit de o chestie planificată, vorbeam de oamenii deștepți, că s-au întâmplat și chestii de genul ăsta. Vă dau exemple, nu știu, IPRS Băneasa, care s-a transformat în... Dar nu-i frumos să dau nume acum. Poate să dați. Adică vorbim până la urmă despre... cei care din sistem au reușit să pună mâna pe fie pe rețele economice foarte, așa cum au fost toți cei care au lucrat în comerțul exterior, care și-au făcut agenții personale, au folosit contactele, au folosit infrastructura creată în perioada comunismului. Dar au fost și șmecherii, cum le spuneți dumneavoastră, care s-au văzut pe o funcție sau pe alta, au profitat de ea, timp în care alții ba le semnau, ba se uitau și nu speau nimic sau nu citeau ziarul, că știți să ajungem cum am și la presă. Eu, știți cum am început eu să fiu înjurat în presă? În 1900, nu mai știu aici, chiar am 91, 9, cred că 91, nu mai știu, am început să scriu un serial care se chema așa, Director la stat și patron. Chemași director și patron. Bun, și asta a funcționat foarte. Și încă funcționează, da, păi în nu, domenii. Stați să vedeți cum era atunci. Era lucrurile funcționau sumeică. Așa. Lucrurile funcționau așa. Eu eram director la stat. Și îmi făceam un SRL 2-3. Tot eu, cu același obiect de activitate. Da, era sistemul sumeică. Finanțam firmele mele cu banii de la stat. După care firma de la stat intra în faliment și o cumpăram pe un SRL. Pe nimic. Sau prin Mebo, celebrul, da, Mebo. Păi, s-au cumpărat foarte multe pe Mebo. Așa. Dar eu vreau să vă dau un exemplu. În același am avut un minister al practic, o agenție a privatizării. Am avut și miniștri. Și... Da. Deci un exemplu. Mergem pe platformă, da? În 90 aveam combinatul, da? Combinatul care funcționa și exporta și nu aveam refill-ul care era deja în lichidare, da? Deci un exemplu. Deci era în lichidare refill-ul. În după revoluție italienii de la refill, domnul Bodo, pe platformă, da? Scuze. Nicio problemă. Domnul Bodo transmitea din Italia pe 22 decembrie un mesaj că o să vedeți, acum am multe de zis, dar o să vedeți ce va fi. Și au venit înapoi. Și-au pus înapoi fabrica pe picioare și merge. Alături... Da, pentru că ea funcționa pe principii capitaliste alături, reale, dar... Alături... Și domnul Bodo a învățat multe de la economia socialistă. Exact. Alături, combinatul, mergea așa. A mai fost căpușat câțiva ani și a fost privatizat tot pentru niște italieni pe o metodă
care i-a lăsat gură căscată pe toți. Și acum ce avem acolo? Avem o groază de firme care închiriază, mai avem încă resturi de fiare vechi și acolo era locul ideal pentru un parc industrial care să dezvolte orașul, da, zona. A fost o încercare de parc industrial, dar nu s-a finalizat. Oare de ce? Nu știu, deja ține de companiile respective, pentru că Ține de voința autorităților. Nu e adevărat. Un parc industrial se face de către autorități la presiunea societăților comerciale. Dacă s-ar fi găsit, nu știu, punți comune între actorii din industrie, din industria locală, probabil că acel parc ar fi apărut. Pentru că el se naște ca o necesitate din zona economică. Nu vin în... Știți că în campanie toți făceau parcuri industriale, dacă vă aduceți aminte. Mi-aduc aminte, dacă stau... electorală facem parcuri industriale, parcuri industriale, ba unele erau și pe aici. Cred că era și piața într-un parc industrial. Nu. Ieri am comemorat 8 ani de la incendiul de la piață. Da, am văzut. Deci 8 ani. Bun. Noi am vorbit și ne-am propus să vorbim astăzi despre în sensul în care să înțelegem ceva din trecut, să ne dăm seama, până la urmă, acum fiind recensământul, atunci când faci recensământul, adun și datele istorice și, de fapt, ăsta a fost scopul, cred că, al emisiunii dumneavoastră, de a înțelege, să-i facem să înțeleagă pe cei care ne urmăresc, cât de important este până la urmă recensământul și care... Nu. Eu aș vrea așa, apropo de recensământ, după ce se termină, să reușim să ne adunăm și să vedem din 72.000, 74.000 de locuitori, câți o fi, câți suntem pensionari, câți ingineri mai avem, câți medici mai avem. Dar asta se poate vedea foarte simplu. Asta nu din recensământ. Aici sunt statisticile pe care le au instituțiile specializate. Și vă spun eu că pensionarii sunt într-un număr foarte mare. Din punct de vedere demografic stăm foarte prost. Dar, adică prost, nu foarte prost, pentru că încă în Piatra Neamț se nasc copii și deși condițiile au fost cele pe care le știm cu toții în maternitate și în spital, încă se nasc copii, ba la Iași, ba la Bacău, ba și la Piatra Neamț. Din când în când și la Piatra Neamț. Din când și la Piatra Neamț, ceea ce foarte bine. Uite, îmi spune cineva acum că... Adică natalitatea a scăzut, dar a avut un reveniment în ultimii 5 ani, cred. Care nu știu pe ce i-a motivat. Bun, haideți să vedem. Care sunt, din punctul nostru de vedere, șansele ratate de municipiul Piatra Neamț? În primul rând, un oraș, vă spuneam apropo de studiile care se fac și rezultatele statisticilor, un oraș la 100.000 de locuitori, în jur de 100.000 de locuitori, un oraș mediu ca suprafață și număr de locuitori, așezat în zona în care se află din punct de vedere natural, trebuia să se dezvolte preponderent pe turism. Trebuia să fie un oraș turistic. Și asta, repet, păi, o spune încadrarea, nu că ne-am dorit sau nu ne-am dorit. Era să zic eu acum, haide să vă aduc un argument. Piatra Neamț este stațiune turistică de interes național pe 85% din suprafața orașului, restul nu. Este foarte adevărat, este încadrat așa de foarte mult timp, cred că de... De pe timpul domnului Ștefan. Da. După vreo 20 de ani sunt de când a fost încadrată. Nu știu dacă e chiar atât, dar nici nu contează. Ideea este că, da, ok, ne încadrăm și aici, pe ce criterii? Turistic. Nici nu mai contează pe ce criterii a fost stabilit. E un avantaj, e bine să-l conservăm și e bine să nu-l pierdem. Pentru că acest statut poate fi pierdut așa cum l-am primit. Și n-ar fi un avantaj pentru oraș. Dar, repet, din studiile pe care le-au făcut inclusiv americanii despre acest tip, acest profil de oraș, ca locuitor, suprafață și așezare geografică, este acela de a se dezvolta eminamente turistic.
Desigur, avem și o pepiniară extraordinară de creiere, de copii foarte buni, care absolvenți de licee, de informatică sau de clase de informatică, care performează și industria IT, care nu necesită neapărat infrastructură rutieră, ar putea să se dezvolte foarte bine. Gândiți-vă că astăzi avem și sunt și în Piatra Neamț, cel puțin trei persoane le cunosc eu, care lucrează pentru IBM de aici din Piatra Neamț la venituri de 3.500-5.000 de dolari pe lună. Stând în Piatra Neamț, ei lucrează pentru IBM, deci se poate. Și e colosal să vezi că, fiind diferența de fus orar, ei participă la meeting-urile online, la orele de muncă ale Americii. Și n-a murit nimeni, sunt bine plătiți. Asta trebuie dezvoltat. Asta trebuie dezvoltat și, bineînțeles, tot ce înseamnă turism. Ca să dezvolți turismul în Piatra Neamț, trebuie să ai o rațiune și un plan de dezvoltare a turismului la nivel de județ în care să integrezi Piatra Neamț. Pentru că Piatra Neamț, până să ajungă, nu știu, Brașov, un oraș turistic deja dezvoltat, are nevoie de o perioadă de tranziție în care are nevoie de infuzie de know-how din zonele care deja s-au dezvoltat și conectarea acestora pentru a avea un sistem integrat. Dacă considerăm că perioada de tranziție a început în momentul în care ne-am declarat oraș turistic, mă rog, ne-au declarat oraș turistic. Aia e o chestie. Bun, o luăm că de acolo. Pe hârtie ce s-a și făcut, ce s-a făcut de atunci până acum? Că în afară de telegoala asta, da, care telegondola, care era o componentă din strategia turistică, dar care e doar o mică parte dintr-o zonă de dezvoltare, cum ar fi trebuit să fie Muntele Cozla. Păi, având în vedere că sus pe Cozla au avut loc doar nenorociri, care ulterior au culminat și cu declararea zonei ca zonă protejată fosiliferă, deci nu mai poți să atingi nimic acolo, se pare că telegondola a fost creată doar pentru a aduce aer curat de pe Cozla. Bun, acum nu, ideea este că nu că nu poți atinge nimic, trebuie să respecti niște reguli. Ați văzut planurile venite de la agenție? Ați văzut cam cât se întinde zona fosiliferă? Devine primăria municipiului Piatra Neamț custode al zonei. Nu, și că dacă n-ați observat, din nou vor fi ONG-urile custode. Păi da, și primării, nu numai ONG-urile, și autoritățile publice pot fi. Și eu propun să-l puneți pe domnul Marius Sirimia custode șef și se rezolvă lucrurile. Îl punem Ministerul Mediului, nu îl punem noi. Sau, mă rog, Ministerul Mediului. Și acum, observația corectă este că zona fosiliferă era cu mult înainte de telegondolă la Piatra Neamț. Da, adică în momentul în care un idiot s-a apucat să sape acolo, știa că acolo este zonă fosiliferă. Cum să nu? S-a scris în presă în momentul acela. I-a durut în 14, da, ca să nu spun. Le-a permis și legislația. Nu le-a permis nicio legislație. Legislația era mai permisivă atunci decât acum. Domnul Harus, i-a durut în fund. Au călcat toate legile în picioare. Au construit fără autorizație. Bine, asta aștept. Au construit cum au vrut ei. Au dus sute de tone, nu poate greșesc, că nu am de ciment pus acolo. Au făcut drumuri în munte fără să respecte nicio regulă. Păi, asta e dezvoltare? Ei, închipuiți-vă că astăzi primăria trebuie să readucă în legalitate toate situațiile astea, care implică proceduri de durată foarte lungă, care implică relații cu aceste agenții, mai ales cu Agenția pentru Ariile Protejate. Deci, ce pot să vă spun, astăzi primăria este aproape în imposibilitatea de a dezvolta ceva real sus pe Cozla. Știți ce e deranjant? Telecabine, iar. Știți ce e deranjant? Țineți minte campania electorală. Cred că și dumneavoastră ați vorbit de Cozla, dar... Da, eu am vorbit despre un parc tematic de Cozla, care nu se poate realiza pentru că e zona fosiliferă. Așa. Ei, dumne, nimeni dintre cei care au venit nu s-a uitat să spună, dom'le, putem face ceva acolo? Da, e frumos, e drăguț, sunt copaci. E zonă
protejată până într-un anumit punct. Așa mi-au vândut povestea cu, cum se cheamă, cu varianta ocolitoare. Toată lumea, câte variante am avut în campanie? Cred că am avut vreo trei, nu? Da, trei. Cred că am avut vreo trei. Eu n-am propus niciodată. Măcar atât. Măcar atât, că răzut. Măcar atât, n-am propus. Dom'le, aberații. Și oamenii aceștia, care au fost unui deputat sau senator, nici nu mai știu, Cucu nu mai știe pe unde să plimbă, când e Cuc senator, da, când e Cuc deputat, când e Cuc primar, când e Cuculeț, când e Cuculaie, nu mai știe nimeni. Când e cu Ionel, când e, mă rog. Altui viceprimar și nu-l mai auzi vorbind decât despre Ștran din când în când. Nu, se preocupă și de... Varianta ocolitare. Da. Nu varianta ocolitare, ai uitat deja. Dar de ce să uităm? Pentru că este imposibil, pentru că este imposibil de finanțat. Adică, și atunci de ce mi-a venit și mi-a propus-o? Pentru că nu avea datele corecte din ceea ce înseamnă bugetul primăriei. Și atunci eu pot discuta despre un viceprimar competent care în campanie a venit fără date corecte candidând pentru primărie? E dreptul noastră. Nu eu, în general lumea. Haideți să nu... Acum mă știți bine, în campanie există echipe de campanie, există specialiști. Tot ce îmi doresc este să vină unul cinstit în campanie și să-mi spună. Unul cinstit vă spun eu, vine și vă spune că nu se poate face nimic. Și nu va câștiga niciodată. Adică eu din campanie am spus, terminați cum că știți că ruta aia ocolitoare care se vroia centură trecea prin munți, era o zonă suspendată peste Bistrița. Abia suntem în stare să facem două poduri noi și să reparăm o punte cu banii pe care avem. Ceea ce nu e puțin, dar ăștia sunt banii. Iar finanțările de la guvern zero, din fonduri, în măsura în care, în momentul de față, putem accesa bani pe diverse investiții din PNRR. Pentru că este singura resursă pentru nou exercițiu financiar 2027. Încă nu avem absolut nicio informație vis-a-vis de finanțările care se vor face, care vor fi axele, care vor fi măsurile. Ce oportunități n-am ratat în Piatra Neamț? Păi, zic eu, cele culturale, ia cât... Da, bun, dacă cu cele culturale ne ducem direct la teatru. Direct la teatru, până la un moment dat în care lucrurile au degenerat, în care cineva a vrut să șteargă cu buretele toată istoria Teatrului Tineretului. Vacanțele muzicale care încep să au depășit momente grele, pentru că puțin știu că cei 3 ani care lipsesc din istoria de 50 de ani a vacanțelor muzicale au fost reprezentați doar 2 de ceea ce înseamnă, adică 2 ediții pandemie, și unul a fost dintr-un moft, o ambiție a unui președinte de Consiliul Județean care n-a dorit. Ce ediție a fost asta? Că nu mai țin. Acum 3 ani. A, deci da. Același. Același. Același care s-a gândit să revoluționeze și teatrul. L-a revoluționat. L-a revoluționat, da. Bun, n-aș vrea să arunc așa o anatemă pe teatru, pe actori, pentru că... Dar nu-i vorba de actori aici. Eu, subiectiv fiind, îi iubesc în orice condiții. Actorii și... își fac treaba exact. pe scenă. Problema este... Problema de management, dar nu e singura... Bun, ce oportunități n-am ratat? Păi n-am ratat să fim mereu pe prima pagină la știre de la ora 5, de la ProTV, adică mi-e și frică când aud, e o competiție mare între județul Neam și județul Vaslui, adică nu mai știu. Deci dumneavoastră vă este frică, eu vă spun că dacă aud că se întâmplă ceva, apare o știre de genul dezastru nu știu unde, primul lucru la care mă gândesc este 90% trebuie să fie din Neamț. Absolut, poate că suntem și ghinioniști, poate o chestie de karma. Nu suntem ghinioniști. Karma este că plătim pentru ce alegem.
Este foarte adevărat. Deci, plătim pentru ce alegem. Dacă mă întrebați pe mine, astăzi plătim pentru ce am ales să urmă cu foarte mulți ani. Exact. Exact. Pentru că vin atâtea lucruri din urmă care... Uitați-vă la societățile comerciale, adică parkingul. Parkingul care s-a epuizat contractul și brusc ne-am trezit că nu mai putem face niciun contract. Probabil că așa se va întâmpla și cu locativul în curând. Ne vom da seama că orice am vrea să facem, tot societatea comercială sau direcție în afara primăriei va trebui făcută, așa cum e și DAS-ul sau poliția locală. Pentru că... Astea sunt în afara primăriei? Cine? DAS-ul și poliția locală? Da, sunt organizate, ca forme de organizare administrativă, subordonate primăriei. Acum îmi dau seama de ce atunci DAS-ul funcționează atât de bine și atât de previzibil. Deci, mie îmi spunea cineva, vrei să vezi că la DAS avem mama Omida? Zic, cum adică avem mama Omida? Spune-o, zice, uite, apropo de DAS, eu mă uit în cărți acum și spun ce se va întâmpla peste 3 zile, peste o săptămână. Cum? Dar tu nu lucrezi acolo. Zice, îți spun eu, se scoate postul, se ocupă postul, se face concurs pentru ăia, vin ăia, câștigă. Deci este o chestiune normală. La poliția locală nu mă bag, că circul prin oraș și vreau să mai pot circula. Mă bag la poliția locală. Domnul Bălănescu, eu, de exemplu, la poliția locală vă pot da un exemplu. Azi vă puteți băga, eu nu mă pot băga la poliția locală. Da, bun, n-am nimic de ascuns. Deși cred că în ciuda dimensiunilor aș putea să fac față pe stradă, față de ce aveți în unele cazuri. Nu le am eu, că... Mă rog, poliția. Eu vreau să vă spun că au fost scoase la concurs 6 posturi, vor mai fi acum încă 6, iar eu am vrut să mă implic, am participat efectiv la concurs, ca să văd și eu ce se întâmplă. Pot să vă spun că au luat toți proba sportivă, 20 și cât s-au înscris la concurs, dar la proba scrisă n-au luat nimeni. Da, despre asta vorbim. Dar dacă se dădea oral... Poftim? Dacă se dădea oral, păi că s-a mai dat oral, s-a luat. E și probă scrisă, domnul Bălănescu, să nu aruncăm în derizoriu. Dar nu, deci întrebări, discuții. Vreți niște concursuri pe bune, nu? Asta am făcut la poliția locală. Și de ce l-a scris, n-a luat niciunul? Și l-a scris, n-a luat niciunul, s-au reluat, s-a făcut din nou concurs, s-a mai pierdut încă nu știu câte luni. Vedeți că lucrurile se intercalează. De exemplu, acum știți bine că s-au blocat toate posturile în sistemul public. Sunt concursuri care s-au derulat și unde nu a luat nimeni. Sunt concursuri unde s-a prezentat doar un candidat. Și a luat sau n-a luat. Au fost și situații în care n-a luat. Deci nu bănuiți de aranjamente. Eu nu bănuiesc nimic. Adică să nu extindem ce s-a întâmplat la ambulanță sau... Vă spun eu, în primărie nu se poate așa ceva. Nu, sunt alte prețuri, asta garantez. Bine, dacă știți dumneavoastră... Cel puțin era. Da, puteți să le faceți publice ca să vedem, să mă... Nu știu, să mă integrez și eu, era să zic. În absolut. În absolut. În absolut. Bun, deci... N-am prea ratat. Sau n-am prea... Avem o problemă, apropo de ce spuneți. Avem o problemă că nu găsim profesioniști, nu găsim ingineri. Deci sunt posturi pentru ingineri, constructori, ingineri, proiectanți, se scot la concurs, nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Avem nevoie de foarte mulți profesioniști în zona tehnică și nu-i găsim. Nu mai sunt. Au plecat din Piatra Neamț. Pentru că foarte mulți lucrează pe platforme marine sau șantiere în alte țări. Întreb și eu, ca fraierul, există, nu știu, la nivelul unei instituții, gen primărie, la nivelul societății civile care să colaboreze cu primăria, vreun plan, vreo chestie, dom'le, hai să vedem, să mergem în licee, să selectăm, să dăm niște burse pentru niște copii care să rămână la noi. Să mergem în facultăți. Există o strategie. Care e strategia asta? Strategia este de a face headhunting, adică vânătoare de creiere. În aceste licee am decis să facem acest lucru. Am fost cu domnul primar la dezbaterile debate, concursurile de debate, de dezbateri, unde am văzut niște copii
Absolut impresionant. Eu am plecat acolo amețit, adică și chiar am hotărât și am stabilit cu ei, pentru că știți cum e debate-ul. Primești un subiect, tu ești guvernul, tu ești legislativ, legislativul. Și vin cu argumente, că de fapt, până la urmă, asta este. Gândire critică, argumentare. Și copiii ăștia, spectacol ce au putut să facă și cu ce vocabular și cu ce argumente au venit. Și atunci ne-am gândit noi să-i aducem în Consiliul Local, în momentul în care avem, de exemplu, cum este proiectul de hotărâre de Consiliu Local, cel privind vânzarea unor terenuri care nu folosesc în niciun fel primăriei și care pot aduce un beneficiu. Știți că a fost și zona cu compania care îi trecea, vrea 200 de metri, pentru că ei treceau prin mijlocul terenului, au un proiect european, a trebuit să fie 3 ședințe ca să intre, să poată reuși să îl concesionăm, să îl vindem acel teren. Pentru că votul de obicei este un vot politic exclusiv. Nu este un vot în interesul cetățeanului. Motiv pentru care am zis că o să-i aducem pe acești copii să facă real debate, adică să facă dezbaterea reală, să argumenteze, pentru că noi noi, consilierii care dețin majoritatea, pot fi bănuiți ca argumente politice. Pe copiii aia nu îi poți bănui ca argumente politice. Trecem peste faptul că lucrul acesta ar fi extrem de interesant. Nu știu în ce măsură. M-ați întrebat ce facem efectiv. Și v-am spus. Nu, mă gândeam la altceva, că m-ați provocat cu... Păi stați să vă rog dacă tu m-ați provocat. Eu nu m-am provocat cu nimic, dumneavoastră mă provocați. Vă rog. Încercăm să organizăm aceste concursuri de dezbatere, pentru că debate-ul dezvoltă personalitatea copilor, chiar dacă el este un elev de 10, poate avea inhibiții care îl pot trage foarte mult înapoi în interacțiunea socială. Și dezvoltarea personalității, eliminarea inhibițiilor acestor copii sunt foarte importante. Și asta am observat la cei care chiar performează în zona de dezbatere. Deci, apropo de dezbatere, e foarte bună ideea cu dezbaterea în ședințele de Consiliu Local. Și între licee. Și între licee, dar și în ședințele de Consiliu Local. Da. Pentru că ea a dispărut dintr-un motiv foarte simplu. Te duci la partid și se spune aia nu, se votează așa, aia se votează așa. Pentru că eu nu mai sunt consilier. Dar am avut discuții și nu dau nume cu lider de grup, să spun lider de grup politic, și întrebam, bă, dar de ce votați așa? Că e împotriva cetățenilor, împotriva firii. Pentru că așa trebuie politic. Și când mi-a zis asta, mi-a închis gura. Ce argumente poți să aduci când auzi așa ceva? În ultima ședință care a fost la Consiliu, aceea cu obligațiunile, da, lângă mine în sală, au stat trei copii. Au stat trei copii care erau de la această olimpiadă de dezbatere. Și o fetiță foarte... A început ședința, a luat cuvântul celebru domn Miron și o fetiță, cu tot respectul, senzațională. Cu tot respectul, am și eu o întrebare. Domnul acesta vrea ca municipiul să ia obligații, să facă asta de obligațiuni sau nu vrea? Pentru că noi n-am înțeles. Când a spus că e bine, când a argumentat mai bine că e rău. Și eu n-am înțeles. Zic, mulțumesc frumos, mi-ai dat titlul pentru material. Aici nu sunt de acord și am să vă spun de ce. Pentru că Vox Populi, știți? Nu Vox Populi, că datoria noastră este să explicăm. Iar domnul Miron, am văzut și eu o bucată, nu eram în oraș în momentul în care a fost ședința de Consiliu, dar am văzut o video, nu știu dacă am văzut integral. Ideea este următoarea. Un finanțist, un om care lucrează în zona asta, astăzi, în condițiile, în mediul economic, în care, financiar în care lucrăm, gândiți-vă că există, cum să zic, astăzi avem inflația 14 și în Statele Unite s-ar putea, care până la urmă dolarul de referință, să ajungă la 20%. Nu poți, ca și profesionist care conduce o companie, un IFN, că de fapt asta este o instituție financiară non-bancară, nu poți să promiți lucruri care mâine nu mai au nicio valabilitate. Iar omul a spus, ne-a zis de acum 3 luni, cu cât începeți mai repede
vom avea o dobândă mai avantajoasă. Cu cât începeți mai târziu, lucrurile o pot lua razna, pentru că criza este mondială și aici te raportezi la euro, te raportezi la dolar. A fost și discuția aceea, de ce să fie în lei, de ce să fie în euro. Cine știe cum va evolua economia românească și cât se va devaloriza leu. Pentru că eu, de exemplu, pe valută, ieri am fost la o bancă unde vreau să-mi transfer toate depozitele pentru că dobânda devine negativă pe acea bancă. Și normal caut locuri în care să pot investi banii pe care le-am, adică economiile pe care le-am. Nu pot să le las în bancă ca să-mi ia doar banca. Că banca asta face, îți ia banii și la revedere. Că e comision de administrare, că e comision că ești mai brunet, că e comision că ești mai blondă. Asta se întâmplă. Iar în economia asta nu mai putem sta doar la mâna băncii. Și această negociere se poate face și cu bănci. Acum să vă spun ceva. De fapt, s-a votat în Consiliu, nu s-a votat emisia de obligațiuni. Nu, ce începutul procesului. Începutul unei proceduri, începutul unei proceduri care este foarte lungă, pentru că ea se va maturiza undeva în martie, aprilie, la anul abia. Atunci putem vorbi despre o emisie de obligațiuni. Dar în momentul ăsta trebuie să ne hotărâm ce vrem. Pentru că atunci când te duci la bancă să renegociezi, poate nu o să avem nevoie de această emisiune de obligațiuni. Te duci la bancă, trebuie să ai un backup, trebuie să ai o forță mai mare ca să poți să ai putere de negociere. Așa mă duc acum la bancă, negociez ce? Mă dă la afară pe ușă. Vorbesc de primărie, nu de mine. Te dă afară pe ușă. Am înțeles. Tocmai eram sunat de liderul consilierilor PNL, dar ce ar fi să-l întrebăm? Da. Da. Să-l întrebăm cum se votează astăzi, ce exact, se întâmplă astăzi. Exact. Cu studiul de fezabilitate. Bună dimineața, domnul Stavarache. Sunteți în direct la cafeaua de dimineață. Deci, dacă tot m-ați sunat în timpul emisiunii, vă pun și eu o întrebare. Astăzi aveți o ședință extraordinară de îndată. De îndată, așa este. Și aveți și două proiecte, dintre care unul chiar interesant. Cel privind studiul de... Trei proiecte pe ordinea de zi. Bine, am considerat că unul nu există. Corect. Da, da. Deci, studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate pentru spital. Vi s-au dat ieri 400 de pagini, să le citiți până astăzi. Care este punctul de vedere politic al PNL-ului vis-a-vis de acest proiect? Da, am reușit aseară să mă uit pe ordinea de zi, special pe astea două proiecte. Primul proiect cel mai important, al doilea face parte din primul, adică în sensul că trebuie făcut... Se modifică bugetul, da. Exact, așa. Considerăm că solicităm, de fapt, și domnului președinte să retragă proiectul de pe ordinea de zi, că este prea scurt pentru a discuta despre acest proiect. Nu avem timpul necesar, plus că nici nu știm când a fost așa de făcut acest, pentru că la data precedentei ședințe, respectiv data joia trecută, nu ne-a fost informat în niciun sens că a venit această adresă, toate că teoretic o avea. De pe data de 11 are adresa. Păi da, și noi am avut ședința pe 14, dacă nu greșesc. Ați avut ședință pe 14, corect. Da, și putea să ne informeze. Doamne, uitați, au venit adresa asta de la Ministerul Sănătății, trebuie să facem asta și cu asta. Dar știți ce o să se spună? O să se spună că, datorită sau din cauza dumneavoastră, nu vor prinde finanțarea la PNRR. Asta rămâne de văzut. În primul rând, eu nu cred că vor prinde oricum nicio finanțare, cred că e doar o procedură, în sensul că toate instituțiile care au trimis cerere de finanțare prin PNRR, vor primi această solicitare de la Ministerul Sănătății și dânșii vor face cum consideră, vor aloca finanțarea cui consideră. Adică nu înseamnă că garantează că dacă trimitem hârtirile astea avem și finanțare. Asta e. Am înțeles. Și atunci noi solicităm, practic, o să facem și o comunicare pe sensul ăsta ca să informăm și opinia. Așteptăm. Mulțumesc frumos, o să vă sun după emisiune. Da, mulțumim și noi. Mai bine, sănătate, la revedere. Deci, am aflat că
Grupul consilierilor PNL va cere domnului Arsene să retragă proiectul. Păi vorbeam mai devreme. Câte pagini sunt în studiul la fezabilitate? 370 ceva. Da. De ieri până azi, consilierii trebuiau să parcurgă 370 de date tehnice. Și de unde până unde ședință de îndată? Adică, în fine, e modelul consacrat, așa s-au făcut toate, așa s-a făcut și spitalul de la Lețcani, așa s-au făcut toate. Podul de la Lăscanu, că ăla a fost urmărit din două în două săptămâni. Nu, ăla și ăla s-a speriat de atâtea vizite. Exact, cred că de-aia s-a prăbușit. Păi, s-a speriat de atâtea vizite, vă spun eu. Da, prea frumoasă emisiune s-a încheiat. Am fost un pic dezlânat eu astăzi, recunosc. Trebuia să vin cu teme mai precise, dar avem timp să le discutăm. Avem timp să le discutăm. La orice provocare. Asta am văzut. Problema este ca răspunsul dumneavoastră să fie unul care să-mi permită mie să vă dau alte, să vă transmit alte provocări. Astăzi n-am fost în cea mai bună formă, recunosc cu mâna pe inimă și pe microfon. Așa, da. Mai aveți puțin și jurați pe roșu. Pe roșu nu, că mi-am lăsat tricou înainte de emisiune. Aveți pe scaun la spate. Am pe scaun? E roșu PSD sau nu? E nuanțat. E nuanțat, nu știu, nu mă prea pricep la PSD. Pe asta aveți un pic mai multă experiență. Multă experiență, 20 de ani. Multă experiență la PSD. Bine. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Oameni buni, astăzi, teoretic, la ședința Consiliului Județean, am putea să consemnăm un moment istoric. Sper să nu fie isteric. Un moment istoric, să se pună bazele, cum am mai spus noi și se enervează cineva de moarte, bazele noului Spital Județean de Urgență de la Piatra Neamț, de peste 600 de milioane de euro, cu saloane mari, aerisite, luminate natural, cu heliport. Asta am zis și eu. Doamne ajută! Dacă găsește bani, domnul președinte, jos pălăria. O să-mi cumpăr pălărie ca să pot să-mi o scot. Poate donează din propriul portofel. Da, nu știu dacă îi mai rămâne foarte mult după ce donează pentru spital. Da, probabil că se va descurca. Poate că ajunge pentru un spital. Poate că se descurcă. Da. Mulțumim frumos, la revedere, oameni buni. Aceasta a fost emisiunea. Mâine dimineață să ne vedem cu bine și să sperăm că vom avea o dispoziție adecvată pentru emisiune. Numai bine, la revedere!